Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Astăzi am ocazia să le urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Maria, Marian, Marina, Marin. La mulți ani tuturor, să fiți sănătoși și binecuvântați sub acest nume mare. Iată că este și începutul calendarului creștin ortodox. Și am ocazia în această dimineață să vorbesc cu Părintele Diacon Florin Petre, secretar patriarhal în cadrul Biroului de Preză al Patriarhiei Române. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața și înainte de toate le spun și eu tuturor celor ce poartă numele Maicii Domnului și sunt ocrotiți de Maica Domnului la mulți ani. De asemenea, vă felicit că, iată, la început de an bisericesc cumva, pentru că la 1 septembrie începe anul bisericesc, anul liturgic, puneți început bun, așa cum faceți de obicei, și la început de sărbătoare începeți emisiunea cu un cuvânt despre sărbătoarea zilei sau despre marele praznic pe care îl cinstim astăzi. Doamne ajută, vă mulțumim! Să știți că pe 15 august, când noi am împlinit un an de la înființare, am vorbit cu directoarea noastră, doamna Adriana, și nu știam dacă să ne spunem la mulți ani, să nu ne spunem la mulți ani, și mi-a dat o explicație foarte frumoasă pe care aș vrea să o dezbat cu dumneavoastră în această dimineață. Mi-a spus că ea spune la mulți ani și pe 15, pentru că ce eveniment mai frumos decât reîntâlnirea cu Dumnezeu în momentul în care Maica Domnului este cinstită pentru adormirea ei. E un praznic aparte, e cel mai mare praznic închinat Maicii Domnului. Acum, părerile sunt împărțite. Pentru că adormirea, noi când spunem adormirea din punct de vedere teologic, nu este o moarte, este o trecere a Maicii Domnului în împărăția lui Dumnezeu și o regăsire cu Fiul. Nu? Sigur, acum ține de fiecare cum se raportează, dacă spune la mulți ani. De obicei, noi prăznuim pe Sfinți în ziua morților, pentru că spunem că ziua morților este ziua învierilor în împărăția lui Dumnezeu, ziua reîntâlnirii cu Creatorul. La Maica Domnului, având mai multe sărbători închinate Maicii Domnului, și iată, astăzi prăznuim nașterea Maicii Domnului, îndeopște spunem la mulți ani atunci când sărbătorim nașterea. Dar cu siguranță, cu certitudine, nu este un păcat sau un lucru greșit să spunem chiar și atunci când este adormirea Maicii Domnului, dar cu oarecare rezervă aș avea, pentru că v-am spus, motivul este că avem și, ca și în cazul Sfântului Ioan Botezătorul, și iată, doi sfinți mari ai creștinătății, doi sfinți mari ai bisericii, două rude ale Mântuitorului Hristos, nu-i așa, Ioan Botezătorul, vărul după trup al Mântuitorului Hristos, și Maica Domnului, Maica sa, cea care îi dă naștere, sunt doi sfinți aparte. Avem și o icoană foarte frumoasă numită Deisis, unde Mântuitorul Hristos stă pe scaunul de judecată, ca dreptul judecător, și are de dreapta și de stânga pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul. Lucru interesant este că dacă sfinților le oferim venerare, Maicii Domnului îi oferim supravenerare, iar lui Dumnezeu adorare. Vedeți, avem niște trepte prin care, sau o ierarhie a cinstirii și a închinării noastre pe care o aducem sfinților și lui Dumnezeu, și Maica Domnului ocupă, bineînțeles, un loc aparte, cum altfel. Cred că iubirea de mamă și raportarea fiecăruia dintre noi la mamă este una aparte. Da, astăzi suntem la început de an bisericesc și, vedeți, nimic nu e întâmplător, totul ține de pedagogia lui Dumnezeu și pedagogia bisericii sale. Dacă anul bisericesc se încheie cumva cu sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, dar și cu tăierea capului Sfântului Ioan Botezător, iată, vedeți, cei doi, nimic nu se întâmplă fără sens, fără o rânduială. Anul bisericesc începe cu nașterea Maicii Domnului. Și vă spuneam că avem mai multe sărbători închinate Maicii Domnului. Avem nașterea, avem acoperământul Maicii Domnului, intrarea Maicii Domnului în biserică, buna vestire pe 25 martie și, iată, adormirea Maicii Domnului. Dacă ar fi să privim din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere teologic, vedem că începutul, așa cum spuneau și doi mari părinții bisericii în două omilii ale lor, Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Ioan Damaschinul, nașterea Maicii Domnului este
nu este un simplu eveniment istoric. Nu este un fapt, un eveniment care s-a petrecut sub vrem, ci este un punct de cotitură pentru întreaga creație. Pentru că prin nașterea Maicii Domnului se pune început mântuirii noastre. Pentru că Maica Domnului este cea în care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se va întrupa, se va înnomeni, va sălășlui în pântecele sale și iată, prin acest vas ales al bisericii, prin acest vas al sfințeniei, al curățirii pe care reprezintă Maica Domnului, vom avea parte de Hristos Domnul. Acum, sărbătoarea nașterii Maicii Domnului începe a fi, să spunem, din punct de vedere istoric, ca eveniment istoric, sărbătorită, prăznuită, undeva în secolul al V-lea, între anii 431-451, când se și sfințește o biserică la Ierusalim, unde se crede că ar fi fost casa drepților Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, și unde s-ar fi născut. Sunt mai multe ipoteze aici istorice, nu o să intrăm într-o dezbatere pe acest aspect, însă împărăteasa de atunci, împărăteasa Eudoxia, sfințește, ridică și sfințește această biserică între anii 431-451. Și de ce amintesc acest lucru? Pentru că în 431 avem un sinod ecumenic, sinodul 3 ecumenic, și în 451, în 431 la Efes și în 451 la Calcedon, deci al patrulea sinod ecumenic, este perioada în care se, dacă vreți, statuează sau se va fi stabilită învățătura mariologică, adică învățătura despre cum ne raportăm la Maica Domnului, ce rol are Maica Domnului, cum ne situăm noi, din punct de vedere al învățăturii bisericii, la Maica Domnului, pentru că până atunci au existat dezbateri și anumiți eretici chiar susțineau că Maica Domnului nu este Maica lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea noi spunem că este născătoare de Dumnezeu, Theotokos, în limba greacă, termen care va fi stabilit în această perioadă istorică. Frumusețea acestei mari sărbători, după cum spuneam, este că, așa cum spunea, cum spuneau cei doi sfinți pe care i-am evocat, Sfântul Ioan Damaschinu și Sfântul Grigorie Palama, e că prin nașterea Domnului se pune început recreierii noastre. Nașterea Domnului ne duce cu gânduri și la geneză, și la eschatologie, și la început, și la, să spunem așa, ținta vieții noastre, care este împărăția lui Dumnezeu, finalitatea vieții pământești și trecerea dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Este drept și oricine dintre noi s-ar întreba, bun, este o mare, mare sărbătoare, una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății și cultul Maicii Domnului are un loc aparte în toată biserica creștină, nu numai în biserica ortodoxă, de ce nu avem o evanghelie care relatează despre nașterea Maicii Domnului? Pentru că în Sfânta Scriptură nu avem. Însă avem în Sfânta Tradiție și au existat și scrieri de secol 1-2, scrieri apocrife, adică scrieri, cuvântul apocrif înseamnă cumva ascuns, și nu sunt scrieri care fac parte din canonul sau corpusul Sfintei Scripturi. Și aceste scrieri, există o proto-evanghelie a lui Iacob, care povestește, care relatează, expune, cumva livresc, cumva mai romanțat, dacă vreți, nașterea Maicii Domnului, cum Ioachim și Ana nu aveau copii, erau, cum am în Sfânta Scriptură, sau în terminologia bisericească spunem, erau sterpi, adică erau sterili, cum am spune, nu erau fertili. Se roagă și unul și celălalt lui Dumnezeu pentru a le dărui un prunc, pentru că în perioada veche testamentară, după cum bine știm, a nu avea copii era cumva un semn de nebinecuvântare, ca să nu zicem de blestem. Și erau înaintați în vârstă și Dumnezeu face această minune și le oferă un prunc pe Fecioara Maria. Iar un alt părinte al bisericii și părintele Dumitru Stăniloae remarcă acest aspect, că Dumnezeu a rânduit ca Maica Domnului să se nască din niște părinți sterbi, ca să se arate lucrarea Harului lui Dumnezeu, și că această naștere a Fecioarei Maria nu este o naștere, să spunem, ca toate celelalte nașteri naturale, însă cu toate acestea nu este o naștere
la fel ca nașterea Mântuitorului Hristos. Dar este o naștere în care Duhul Sfânt și Dumnezeu se face prezent prin minunea aceasta nașterii la o vârstă destul de înaintată a părinților și, cum spuneam, nu aveau putința de a avea copii. Iată, acestea sunt câteva gânduri despre Marea Sărbătoare. De asemenea, e o sărbătoare importantă, vă spuneam că pune cumva început mântuirii noastre. Dacă la final de an bisericesc, așa cum facem și în cadrul anului calendaristic, da? Fiecare dintre noi la final de an facem un bilanț a ceea ce am făcut în perioada anului care a trecut și facem proiecte pentru anul ce vine. Anul bisericesc, care începe la 1 septembrie, la fel ar trebui, ne dă posibilitatea să facem un bilanț la final de an, da, pentru ceea ce s-a întâmplat din punctul de vedere al vieții noastre creștine, din punct de vedere duhovnicesc, cum ne-am comportat, cum am iubit, cum ne-am raportat la aproapele și la societatea în care noi trăim. La fel, și la început de an bisericesc, ar trebui să ne facem niște proiecte din acest punct de vedere, pentru că, iată, trăim vremuri tulburi, iată, se anunță diverse lucruri și ar trebui să ne gândim cum să ne raportăm mai bine și din punct de vedere al vieții noastre creștine, pentru că eu, dincolo de faptul că sunt slujitor al Sfântului Altar, cred cu toată tăria și cu toată interioritatea mea că dacă nu avem un raport și un reper în Bunul Dumnezeu, nu mai avem ghid, nu mai avem bornă, nu mai știm pe ce cale să apucăm. Vorbeați atât de frumos despre Fecioara Maria și m-ați dus cu gândul la mama. Mama, eu mă raportez la ea ca fiind un om credincios și iubește toți sfinții deopotrivă, dar parcă un pic mai mult o iubește pe Fecioara Maria. Cred că toate femeile creștine ortodoxe se raportează în acest fel la Fecioara Maria. De multe ori îmi spune când sunt la ananghie, cheamă alături de tine pe Fecioara Maria și așteaptă ajutorul ei, căci va veni negreșit. Și mă uit puțin și la această rânduială a sărbătoririi nașterii Maicii Domnului și apoi a sfinților părinți Ioachim și Ana, imediat după. Cum s-a așezat atât de elocvent în calendarul creștin ortodox această alăturare? Vă spuneam că totdeauna există, sunt aspecte și elemente care țin de rânduiala și de pedagogia bisericii. Era firesc ca imediat după cinstirea Maicii Domnului să cinstim și pe cei care i-au dat viață și pe cei care au trecut printr-o viață plină de încercare, de greutate. Vă spuneam și aminteam lucrul acesta, această informație că în Vechiul Testament cei care nu aveau copii erau cumva priviți și cumva marginalizați, pentru că era ca un semn de nebinecuvântare. Din tradiție aflăm că dreptul Ioachim era un om înstărit și aducea adeseori daruri la templu și se pare că înainte de a se ruga pentru a o avea pe Fecioara Maria, darul său a fost refuzat și atunci el s-a mâhnit, fiind oarecum privit de către ceilalți într-un anumit fel, și atunci s-a retras în pustie, ne spune Protoevanghelia lui Iacob, și s-a rugat timp de 40 de zile pentru ca Dumnezeu să se milostivească și să le ofere darul cel mai drept preț, și anume nașterea de prunci. Mi se pare fascinantă și speranța cu care Sfinții Părinți Ioachim și Ana au mers mai departe în viață, neîndoindu-se nici măcar o clipă de binecuvântarea care avea să urmeze. Vă mulțumesc că ați venit în această dimineață și ne-ați ajutat să dăm greutate acestui matinal, iată, într-o zi de mare sărbătoare. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag de fiecare dată. Vă mulțumesc. Cu bucurie răspund totdeauna solicitării și chemării dumneavoastră și vă spun tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioară Maria, să fiți ocrotiți și la mulți ani. La mulți ani, mulțumim tare mult. O să mergem puțin, o să migrăm de la zona sufletească la zona fizică, pentru că, e bine, trebuie să avem cunoaștere în toate domeniile și aspectele vieții. Pe canalul de YouTube Stellarium găsiți foarte multe informații interesante. În această dimineață veți afla 40 de lucruri inedite despre corpul uman. Iată o serie de curiozități ale corpului uman și alte lucruri interesante despre oameni. Acidul gastric pe care stomacul omului îl elimină pentru a descompune mâncarea este atât de puternic încât poate dizolva și o lamă de ras.
Atunci când ne lovim într-un anumit loc din zona cotului, resimțim o durere acută. Aceasta se datorează faptului că pe aici trece nervul cubital, poziționat de-a lungul osului humerus. Se consideră că acesta ar fi o scurtă formă de paralizie. Când o persoană moare, auzul este ultimul simț perceput. Văzul este primul care dispare. Cel mai mare organ al corpului este pielea. Celulele care alcătuiesc creierul uman pot stoca de până la 5 ori mai multă informație decât cuprinde toată Enciclopedia Britanică. Conform anumitor cercetări, organismul unei femei are nevoie o oră în plus de somn față de cel al unui bărbat. Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie cât să încălzești un litru de apă. Corpul uman produce zilnic 1 miliard de celule roșii. Corpul utilizează 300 de mușchi pentru a ține corpul în poziție stabilă sau dreaptă. Creierul continuă să transmită semnale sub formă de impulsuri electrice timp de aproximativ 37 de ore după moarte. Culoarea părului depinde de melanină, pigmentul melanină. Pe măsură ce îmbătrânim, se secretă tot mai puțină melanină și se formează mici bule de aer, apărând astfel aspectul cărunt al părului. Dacă vei apuca vârsta de 70 de ani, înseamnă că ai trăit mai mult de 2 miliarde de secunde. De-a lungul unei vieți, o persoană își petrece 6 ani visând. Din cantitatea imensă de informație primită de creier, doar 126 de biți pe secundă sunt recepționați în mod conștient, restul fiind apanajul subconștientului. Din punct de vedere fizic, o femeie este construită și e aptă de a naște 35 de copii de-a lungul unei vieți. După mesele bogate, se spune că auzul scade. Nu mai percepem sunetele din jurul nostru la fel de bine, chiar și atenția scade. Dacă structura ADN a unei persoane ar fi aliniată, aceasta s-ar întinde pe o distanță de la Pământ la Pluto și înapoi. Scheletul uman se reînnoiește complet la fiecare 10 ani. Organismul nostru detectează gustul în 0,015 secunde mai repede decât atunci când clipim. Creierul uman poate citi până la 1000 de cuvinte pe minut. În perioada de supra-solicitare intelectuală, cel mai indicat este să apelăm la un tonic cerebral pentru creșterea capacității de concentrare și memorare. Inima bate în medie de 35 de milioane de ori pe an. Creierul conține 86 miliarde de celule nervoase unite între ele prin 100 trilioane de conexiuni, mai mult decât numărul de stele existente în Calea Lactee. Atunci când suntem îndrăgostiți, creierul eliberează același cocktail de hormoni și neurotransmițători pe care îl eliberează și amfetaminele. În susținerea greutății, oasele umane sunt la fel de rezistente precum granitul. Folosim 43 de mușchi atunci când ne încruntăm și doar 17 pentru a zâmbi, așadar alege să zâmbești. Fătul visează aproape tot timpul. Cei care sunt născuți prematuri vor visa mai mult la maturitate. În anul 3000 înainte de Hristos, egiptencele credeau că venele dilatate erau drăguțe, drept pentru care le scoteau în evidență colorându-le cu vopsea albastră. În corpul uman se regăsesc 1200 de kilometri de vase de sânge. În procesul comunicării, 55% îi revine fiziologiei, limbajul corpului, 37% vocii, tonul și ritmul și numai 8% cuvintelor purtătoare de informație. Înălțimea omului variază în timpul zilei. Dimineața suntem cu 1 centimetru mai înalți decât seara. Acest lucru se întâmplă deoarece discurile intervertebrale se tasează atunci când stăm în picioare, datorită greutății propriului corp. Inima pompează mai mult de 6 litri de sânge pe minut, adică 10.000 de litri de sânge pe zi. Majoritatea bărbaților petrec 3.000 de ore din viață pentru a se bărbieri. Dacă nu ar fi tunsă, barba ar putea ajunge la 9 metri într-o viață de om. Media duratei unui vis profund la om este de 3 secunde. Mozart își scria întreaga operă muzicală în minte, auzind și perfecționând fiecare notă în parte și abia apoi o așternea pe hârtie. Mușchiul ochiului este cel mai rapid din organism. Pentru a desfășura procesul gândirii, creierul are nevoie de mari cantități de energie. De aceea e posibil ca după un intens proces de gândire să resimțiți aceeași oboseală ca și în cazul muncii fizice. Piciorul unui om conține 250.000 de glande sudoripare, de transpirație. Stomacul trebuie să-și refacă membrana mucoasă de protecție la fiecare 3 zile pentru a evita autodigerarea cauzată de proprii acizi. Sunt necesare aproximativ 200.000 de încruntări pentru apariția unui rid permanent deasupra sprâncenelor. Toți bebelușii se nasc cu ochii albaștri.
După câteva ore de la naștere, culoarea se poate schimba. Majoritatea oamenilor ajung până la urmă să aibă ochi de altă culoare. Un bărbat obișnuit mănâncă în jur de 50 de tone de alimente de-a lungul vieții pentru a menține o greutate de 80 de kilograme. Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice într-o zi decât toate telefoanele din lume. Urechile noastre pot distinge peste 300.000 de tonalități. Zilnic avem în jur de 60.000 de gânduri. 70% din corpul omenesc e format din apă. La naștere, 80% din greutatea totală a unui nou născut reprezintă 80% apă. Oamenii sunt singurele mamifere care nu pot înghiți și respira în același timp. Riscul de producere a infarctului este mai mare lunea. Acest lucru a fost relevat de un studiu realizat în Scoția pe parcursul a 10 ani. Explicația e că în prima zi a săptămânii, sentimentul de nefericire și stresul că începe o nouă săptămână de lucru sunt mai puternice. Fiecare 500 de grame de grăsime care se depun în corpul nostru conduc la apariția 11 km de vase de sânge noi. Fiecare dintre noi are un miros specific, iar membrii unei familii au mirosuri similare. Chiar dacă nu e la fel de sensibil precum cel al unui câine, nasul uman poate percepe până la 50.000 de mirosuri diferite. Un plămân uman conține peste 300.000 de milioane de vase capilare. Dacă acestea ar fi puse cap la cap, s-ar întinde pe o distanță de 2400 de kilometri pătrați. Așa cum amprentele digitale sunt unice, amprenta limbii fiecărei persoane e diferită față de celelalte. ADN-ul unui om conține 80.000 de gene. Oamenii sunt singurele animale capabile să traseze o linie dreaptă. În 30 de minute, corpul uman poate degaja suficientă căldură încât să poată fierbe 3 litri de apă. Mușchii unui ochi se mișcă de circa 100.000 de ori pe zi. Pentru a ne imagina ce înseamnă acest lucru, gândiți-vă că echivalentul unui asemenea efort pentru mușchii picioarelor ar însemna un traseu de 80 de kilometri în fiecare zi. Un om poate rezista 40 de zile fără mâncare, 6 zile fără apă și 6 minute fără aer. De asemenea, el nu poate rezista în mod normal fără să doarmă mai mult de 11 zile. Ochiul uman e capabil să distingă un milion de culori diferite și să obțină mai multe informații decât cel mai performant telescop construit vreodată. Atunci când atingi un obiect, semnalul circulă prin corp, prin intermediul nervilor, cu peste 200 de kilometri pe oră. Degetele mari de la picioare sunt unele din cele mai importante structuri ale corpului nostru. Datorită acestor degete, un om își poate păstra poziția verticală și își poate menține echilibrul. Mărimea inimii, în general, este egală cu cea a propriului pumn. Un strănut poate atinge viteza de 160 de kilometri pe oră. Dacă ți-au plăcut aceste curiozități, lasă un like și un share. Pe data viitoare! Astăzi mă simt super sportivă. Colegii mei mi-au zis că nu-mi stă bine așa în bocanci, că mie îmi stă bine cu tocuri, dar n-am ce să fac. Am purtat tocuri 5 zile când am purtat toată viața și am zis am nevoie de o pauză. Dar din lumea sportivă eu am aflat în felul următor, că meciul dintre FCSB și Dinamo, care se va disputa duminică, va avea loc pe Național Arena, însă FCSB a făcut o cerere către CSA Steaua și își doresc foarte tare să joace în Ghencea, iar CSA Steaua a spus că nu prea ne convine, nu prea ne place. Deja suntem mulți care jucăm în Ghencea și în aceeași măsură există și un conflict între cele două galerii, așa că mi-ar plăcea să aflu mai multe despre ceea ce se întâmplă între aceste două echipe și dacă vor putea până la urmă să joace pe Ghencea sau nu. Așa că am să-i spun bună dimineața colegului nostru Daniel Nazare de la Sport Total FM. Bună dimineața, Daniel, și ce mai faci, ce se aude despre acest conflict? Bună dimineața, Georgia, bună dimineața tuturor. Într-adevăr, este un conflict, dar înainte de acest conflict care durează de ceva ani buni după separarea FCSB Steaua, probabil că va mai trece ceva timp, va fi nevoie și de o, să spunem, o decizie a justiției care încă nu este definitivă. Avem un război între FCSB și Steaua din punct de vedere al echipei, pe cine și arogă acest nume de Steaua, și avem un nume pe o problemă la stadion. Stadionul aparține Ministerului Apărării Naționale, care îl poate închiria. Deocamdată înțeleg că nu vrea să-l închirieze la nimeni, dar avem un caz precedent, să spunem așa, la Craiova, unde stadionul este tot așa o luptă pentru nume, palmares, marcă, spuneți-i cum vreți,
Și acolo s-a ajuns la o înțelegere. Practic, ambele echipe joacă în acest moment pe aceeași arenă. Sigur, cei de la Universitatea Craiova 148, echipa lui Adrian Mititelu, plătesc o anumită chirie, vin și joacă, totul este în regulă. Cred că până la urmă așa va fi și aici. FCSB, prin Gigi Becali, va trebui să plătească o chirie. Revenind la meciul de duminică, FCSB cu Dinamo, va fi de la ora 21. A fost alesă Arena Națională dintr-un simplu motiv. Are 55.000 de locuri, or să fie probabil vreo 40.000 de spectatori și n-ar fi încăput dacă ar fi fost cazul pe terenul din Ghencea. Să spunem că s-ar fi jucat meciul acolo. Aici e o asistență mai mare, e vorba și de bani, se plătește o chirie destul de mare la Arena Națională, din ce am înțeles eu, peste 25.000 de euro și ai nevoie de spectatori pentru a-ți amortiza sau eventual a face profit din această închiriere. Se joacă pe Arena Națională, acum vom vedea câți spectatori vor fi, dacă va fi un record de asistență pentru acest sezon de Liga 1. Dar până atunci mai avem câteva zile. În seara asta joacă echipa națională a României, ultimul meci al acestui calup de partide din luna septembrie. Am învins Islanda cu 2-0, am bătut Liechtenstein cu 2-0, primul meci în deplasare, ultimul pe Arena Națională. Astăzi jucăm la Skopje, în Macedonia de Nord, un meci care poate fi decisiv în vederea calificării la turneul final, Cupa Mondială din Qatar 2022, turneu care se va desfășura în premieră în luna octombrie-noiembrie, în lunile octombrie-noiembrie. Până acum toate turneele erau vara, iunie-iulie, acum pentru climă și pentru că așa au hotărât FIFA și autoritățile din Qatar, va fi în această perioadă a anului, da? Înspre toamnă, iarnă chiar pentru noi aici. Dar este o competiție la care participă toate echipele bune ale lumii. Avem și noi o șansă, dar prima șansă este să ocupăm primele două locuri în această grupă cu Germania, Armenia, Islanda, Liechtenstein și Armenia. Da? Deocamdată suntem pe locul 3, avem nevoie de o victorie pentru a putea spera cel puțin la locul 2. Sigur, Germania este principala favorită, dar avem nevoie de o victorie. Marea problemă la Skopje este că încă un jucător al României, vorba de Yanis Hagi, a fost depistat pozitiv cu COVID, nu va putea juca, a mai avut 3 contacte, au fost și testați, au ieșit negativ. Asta înseamnă că la ora meciului vor fi toți, cu excepția lui Yanis Hagi, care a intrat în izolare în urma acestei întâmplări. Să sperăm că vom avea parte de un meci spectaculos și de toate cele 3 puncte. Asta în ciuda faptului că gazonul se prezintă foarte prost, presa nord-macedoneană scrie că este o rușine cum se prezintă gazonul de la Skopje în acest moment. Au și niște probleme între ei, să spunem așa, în sensul că au apărut discuții după semieșecul din Islanda, au făcut 2-2 după ce au condus cu 2-0 la pauză. Să sperăm că vom avea vești bune de la Skopje diseară, iar mâine vom comenta împreună victoria României în fața Macedoniei de Nord. Cam atât pentru astăzi, toate cele bune! Da. Mulțumim, Daniel, pentru toate veștile din lumea sportivă. Astăzi este o zi de mare sărbătoare pentru toți românii și eu cred că și astăzi le sărbătoresc cu noi în această dimineață, pentru că veștile sunt bune și bunicele și vă invit pe această cale să rămâneți alături de noi, pentru că urmează horoscopul zilei. Berbec. Astăzi ești o persoană deschisă, agreabilă și foarte sociabilă. Te bucuri de o stare armonioasă de spirit și zâmbești mai tot timpul. În a doua parte a zilei ești ocupat cu planuri plăcute pentru următoarea perioadă. Poate fi vorba despre o vacanță sau chiar câteva zile pe care vrei să le petreci doar în compania persoanei iubite. Taur, încă de dimineață ești pregătit să rezolvi o problemă mai complicată. Este important să-ți păstrezi calmul și să ai răbdare, doar așa vei găsi soluția căutărilor tale. În a doua parte a zilei este un moment bun de relaxare și socializare. Seara vine cu multe surprize pentru tine, este posibil să primești o vizită neașteptată. Gemeni, ritmul alert de la locul de muncă îți afectează destul de mult starea de spirit. În această perioadă încerci să te relaxezi și să uiți de tot ce înseamnă viața profesională, așa că alegi să-ți îndrepți atenția asupra relației cu partenerul de cuplu sau oamenii dragi. Rac, ai avut parte de o perioadă foarte aglomerată la locul de muncă, motiv pentru care încerci să profiți din plin de aceste zile mai liniștite. Este posibil ca spre seară să încerci să comunici cu o persoană din trecut care a însemnat foarte mult pentru tine.
Leu, ziua de astăzi pare să fie una interesantă pentru tine. Te simți plin de energie și foarte sigur pe tine. Acesta este un moment bun pentru a ieși din zona de confort și a îndrăzni să încerci proiecte noi pe plan profesional. Astrele sunt de partea ta în această perioadă. Fecioară, lucrurile par să se aranjeze așa cum îți dorești, încă puțină răbdare și rezultatele muncii tale vor fi răsplătite așa cum trebuie de superiori. Spre seară, o persoană din familie vine la tine pentru a-ți cere sfatul într-o situație mai dificilă, nu o judeca, ci doar încearcă să îi fie alături. Balanță. Dimineața este momentul favorabil pentru rezolvarea problemelor cu care te confrunți. Condițiile minunate te vor ajuta să te ocupi cu multă ușurință de discuțiile și negocierile cu partenerii de afaceri. Seara este o perioadă frumoasă pentru a-ți îndrepta atenția asupra relației cu partenerul de cuplu. Scorpion. În prima parte a zilei ești atent la viața profesională. Ești nevoit să rezolvi câteva probleme urgente pe care superiorii le-au neglijat. Spre seară încerci să te relaxezi în compania partenerului de cuplu. Este posibil să-i cumperi un cadou frumos. Săgetător. Superiorii te cheamă într-o ședință pentru a-ți face câteva propuneri interesante de noi proiecte și colaborări. Accepți aceste oferte și încerci să te adaptezi cât mai repede astfel încât să obții rezultatele pe care ți le dorești. Spre seară ți îndrepți atenția asupra vieții sentimentale. Capricorn. Urmează o perioadă destul de aglomerată în viața ta, cu un ritm alert, nu doar pe plan profesional, ci și în ceea ce privește schimbările care apar în viața personală. De aceea, astrele te sfătuiesc să profiți de aceste momente și să te relaxezi. Vărsător. Colegii de muncă au făcut o greșeală majoră în ceea ce privește un proiect important pentru firmă. Deși ești foarte speriat, reușești să-ți păstrezi calmul și încerci să găsești o soluție care să funcționeze cât mai bine în această situație. Superiorii vor fi mândri de tine. Pești. Ziua de astăzi nu este una tocmai bună pentru tine, îți pierzi calmul destul de ușor și nu comunici deloc bine cu persoanele din jurul tău. Îți recomand să eviți discuțiile importante cu partenerul de cuplu, pentru că pot apărea conflicte majore între voi. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro și acum ne îndreptăm atenția către prietenul nostru Andrei Sidor, ca antrenor de fitness, care vorbește despre obținerea rezultatelor și mai ales despre ce urmează după, ce facem după ce am obținut rezultatele dorite, cum ne menținem. Bună, eu sunt Andrei, antrenor personal de elită și creatorul comunității Women Fit. Vreau să fac acest video în care să împărtășesc cu tine ce facem după ce am slăbit, după ce am obținut rezultatele dintr-un program de fitness. Pentru că de acum, peste 6 luni de când am lansat comunitatea Women Fit, avem peste 100 de rezultate. Peste 100 de femei care au intrat într-unul din programele Women Fit și au reușit să slăbească sau să-și îmbunătățească masa musculară sau să-și îmbunătățească nivelul de sănătate și să obțină cu adevărat rezultate prin antrenamente acasă. Astfel că mă găsesc entuziasmat în acest moment în poziția în care fac un video unde spun, ok, ai intrat în program, ai obținut rezultate, ai rămas constant. Ce facem mai departe? Pentru că, probabil ai văzut, de multe ori atingem un anumit rezultat și tot de multe ori acel rezultat de multe ori se pierde și reușim poate să avem o formă mai puțin bună decât aveam înainte să ne apucăm de programul de antrenament. De aceea simt nevoia să fac acest video cu tine și să spun, ok, am atins rezultatul, ce urmează să facem? Și vreau să-ți vorbesc mai departe despre 3 idei, 3 reguli, 3 feluri prin care să vedem fitness-ul în așa fel încât să menținem rezultatele. Pentru că de multe ori nu e atât de greu să ajungem la un anumit rezultat, ci e greu să-l menținem, e greu să rămânem acolo în permanență. Și prima idee pe care vreau să o împărtășesc cu tine astăzi în acest video este aceea de a înțelege și de a accepta că a face fitness recreațional în îmbunătățirea sănătății, așa cum tu faci în programele Women Fit, reprezintă sau mai degrabă este un element pe care trebuie să-l consideri în următorul fel. Fitness-ul și rezultatul pe care îl obținem reprezintă o țintă în mișcare. Cu alte cuvinte, în momentul în care am atins un anumit rezultat, e important să stabilești alte obiective de fitness. Poate ai slăbit, să zicem, 5 kg și ești mulțumită cu asta. Vrem acum să ne îmbunătățim poate anduranța cardiovasculară mai mult, să respirăm mai bine, sau anduranța musculară, sau mobilitatea, flexibilitatea, forța, puterea, să avem un corp mai funcțional. Sau poate avem anumite probleme cu spatele și vrem să recuperăm cât mai bine și să îmbunătățim mușchii paravertebrali, să îmbunătățim această zonă a corpului și așa mai departe. Poate avem anumite grupe pe care vrem să ne concentrăm mai mult. Și e important să avem această gândire într-un program de fitness, aceea că fitness-ul și obiectivele noastre în fitness reprezintă o țintă în mișcare, am atins un obiectiv, imediat să ne stabilim altele și să vrem tot timpul să progresăm într-un program, să facem lucrurile cât mai bine, pentru că altfel ne plafonăm și de multe ori în fitness nu există stagnare. Ori crești, îmbunătățești funcțiile corpului, îmbunătățești felul în care arăți, ori scazi și nu e ceea ce ne dorim, mai ales când rămânem constant într-un program și o să discutăm despre asta. Deci, în prima fază, am atins cele mai bune rezultate, e important să conștientizăm că fitness-ul,
Exercițiile fizice, că sportul acasă au și reprezintă o țintă mișcare, întotdeauna vrem să stabilim noi obiective pentru a face lucrurile mai bine și a ne îmbunătăți sănătatea, corpul și rezistența. A doua regulă, foarte importantă, este aceea pe care am mai enunțat-o, dar simt nevoia să spun de fiecare dată că este foarte importantă. Sportul, activitatea fizică reprezintă ceva ce vrem să facem infinit. Nu există un capăt finit și vorbim iarăși de a atinge un anumit rezultat, am atins rezultatul, gata, s-a terminat. Nu vrem să facem treaba asta pentru că o să decădem și o să ajungem din nou la a avea rezultate mai puțin bune decât aveam poate atunci când ne-am apucat. Deci e important să conștientizăm, să acceptăm că a face exerciții fizice, fie că suntem în programul Women Fit, fie că mergem la o sală, fie că ne antrenăm noi pur și simplu, a face exerciții fizice este ceva ce vrem să facem tot restul vieții, în mod constant și consecvent, pentru că corpul nostru nu este făcut biologic să stea. De exemplu, durerile de spate, cele mai multe dureri de spate apar din cauza erei în care trăim, unde sedentarismul ne domină și stăm mult timp pe scaun la birou. În felul ăsta, mușchii, de exemplu, în spatele piciorului, bicepsul femoral, mușchii fesieri, mușchii paravertebrali devin mai rigizi, se scurtează și asta reprezintă una din cauzele prin care putem ajunge la jene și dureri de spate. Adică sedentarismul. Corpul nostru nu este făcut să stea, e făcut să se miște în permanență, pe termen cât mai lung, de preferat tot restul vieții. De aceea, acum, poate ai 30, 40, 50 de ani, e cea mai bună vârstă ca să ai grijă de a doua jumătate a vieții tale. Pentru că dacă nu începi acum, mai târziu o să fie din ce în ce mai greu pentru că o să-ți pierzi nivelul de energie, o să scadă masa musculară, o să ai poate alte priorități și e important să dezvolți acest obicei cât mai repede acum la 30, 40, 50 de ani ca să poți să ai grijă de tine când o să ai 70, 80 și așa mai departe pentru că din fericire trăim iarăși într-o eră unde speranța de viață crește constant pentru că ne preocupă cât mai mult sănătatea noastră. De aceea e important să te preocupe și pe tine începând de acum. A doua idee foarte importantă, sportul este o activitate infinită, vrem să-l facem pentru tot restul vieții. Așadar, am vorbit în prima fază despre importanța de a avea o țintă în mișcare într-un program sportiv. Acum, în a doua fază, am vorbit despre a înțelege că sportul este ceva ce facem ca activitate infinită. Iar a treia idee, nu e suficient să facem sportul ca activitate infinită. Vrem să avem și o frecvență în antrenamente. Vrem să menținem nivelul de fitness crescut, ridicat tot timpul și ideal ar fi să avem măcar 3-4 antrenamente pe săptămână. Așadar, pe lângă aceste idei de a avea o țintă mișcare, de a face sport tot restul vieții constant și să plecăm cu atitudinea aceasta pentru că o facem pentru noi, vrem să rămânem consecvenți și să avem o frecvență în programul de antrenament. Nu e suficient să ne antrenăm o dată pe săptămână și poate încă o dată la 3 săptămâni și vreau să n-am renunțat, încă fac în continuare. Nu, vrem să facem de 3-4 ori pe săptămână antrenamente constante în așa fel încât să obținem, să generăm cele mai bune rezultate. Așadar, concluzia la acest video, dacă ai reușit deja să ești printre acele peste 100 de persoane care obțin deja rezultatele în programele Women Fit, sau ești o persoană care obține rezultate în orice alt fel, ia aceste reguli în considerare, fitness-ul e o țintă mișcare, îmbunătățim tot timpul și schimbăm obiectivele, să facem lucrurile cât mai bine, e o activitate pe care o facem infinit tot restul vieții și, de asemenea, este important să avem frecvență, să facem 3-4 antrenamente în mod constant într-un program de fitness pentru a genera cele mai bune rezultate. Sunt evident alte discuții și de nutriție și de recuperare și mai departe, dar acum am abordat doar subiectul antrenamentului. Sper că acest video te-a ajutat, sper că contribuie la înțelege cât mai bine lumea fitness-ului, pentru că cu comunitatea Women Fit pe care am creat-o, asta e dorința mea, să te susțin pe tine să înțelegi cât mai bine fitness-ul pe de-o parte și de asemenea să obții cele mai bune rezultate. Nu știu voi, dar eu am foarte, foarte multă energie în această dimineață. Nu știu cum se explică, pentru că am dormit foarte puțin în ultimele zile și vreau musai să aflu dacă mă potrivesc ca stare de spirit cu Ileana Voicu-Ghinea și o să aflu imediat, pentru că urmează rubrica Revista Presei. După reacția pe care am văzut-o la ea în momentul în care începe această muzicuță, îmi dau seama că suntem pe aceeași frecvență, nu-i așa? Bună dimineața! Bună dimineața! Băi, fetiță frumoasă, dar ce frumos mai cântam mie tu, înainte să intru la frumoasă emisiune, frumoasă rubrică. Și uite ce m-am fost eu așa, eram eu așa pe zvâc, mă uitam pe telefon, dădeam interesantă, mă dădeam femeie de afaceri. Mă ignorai așa puțin? Și cânta asta mică în ureche, așa, dar aș fi adormit cu capul pe masă, în altă ordine de idei, foarte frumos. Când mulțumesc în fiecare dimineață, nu vreau să mă mai duc în concediu. Nici în vacanță, nici niciunde. Dacă tu mie încânti la ureche, practic jumătate de minut în fiecare dimineață, ai scăpat de mine.
Așa, unu, doi, ești pe multă energie pentru că ești foarte obosită și ai intrat pe adrenalină. Da, posibil. Adică nu e neapărat bine. Dar eu aș zice că totuși ar trebui să dormi. Că s-ar putea să te ridici pe scaun și să faci așa, la un moment. E posibil, dar am dormit 6 ore. Nu pot să mă plâng. 6 ore e un număr de ore decente. Dar ai de grijă că trebuie să fim bine cu... Deci îmi stă părul ăsta de zici că l-am fix în ochi. Ai de grijă că trebuie să fie bine cu odihna, pentru că sucăleala sucălelilor este iară între noi și asta cu odihna e foarte importantă. Pentru sistemul imunitar. Ai văzut? Mulțumesc. Da. O să ai că am făcut o trecere. Ne-am dat interesante și în dimineața aceasta. În altă ordine pornim, că avem multe treabă. Da, dai drumul că sunt multe știri astăzi și importante. Și dacă nu fac treabă frumoasă, mâine nu mă pot. Nu te pedepsesc, nu. Doamne, așa mai. Te iubesc oricum. Mulțumesc frumos. Necondiționat. Ia să mai lipsesc eu vreo 2 zile, că să-și aduce aminte că de fapt nu mă iubește necondiționat. mnews.ro anunță, răspunde la o întrebare pe care cumva ne-am pus-o cu toți în ultima perioadă, când am văzut și exemplul țărilor din Europa. Valeriu Gheorghiță ne anunță că în luna octombrie va începe și în România imunizarea cu a treia doză de vaccin anticovid. Deci iată ce era pe buzele tuturor, ce era în capul tuturor, ce era în gândul tuturor, se va întâmpla. Da, se întâmplă și în România doza cu numărul 3. Și Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, declară: după ce vom avea recomandările necesare, vom putea organiza și în România cele două tipuri de abordare. Deci există două tipuri de abordare, există două tipuri de categorii. Nu o să stau să citesc tot, o să vă invit pe nnm.news.ro să citiți și așa. Prioritari vor fi, așa cum a fost și la început, imunodepresații, pacienții oncologici, persoanele în vârstă, persoanele care au suferințe cronice și abia pe urmă celelalte grupuri de persoane. Medicul de familie, probabil că este pe lângă faptul că ne informăm din presă și înțelegem, dar ne informăm pe urmă avizat, ne luăm informațiile de la medicul de familie, care cu siguranță va ști încotro să ne trimită și cum să facem în această situație. Este o întrebare pe care și-au pus-o mulți oameni, mai puțin cei cu doză unică, ăștia care ne-am vaccinat cu o singură doză și am scăpat de un stres. M-am gândit strategic. Da? Știam că cu Pfizer ar urma a treia doză și am zis ok, hai să nu ne înțepăm de foarte multe ori, că unora ne mai e și frică de ace. Am înțeles. Da, exact, despre asta e vorba, ne informăm, vedem în ce categorie ne încadrăm, cum suntem și mergem mai departe. Rămânem în același registru al carcalacului încăpățânat? Încăpățânat, dar am înțeles acum, după ce urmează să povestești, că s-ar putea să-i dăm de cap. Îi dăm de cap, o să-i dăm de cap la un moment dat atunci când ne vom... atunci când va fi cazul. 9amnews.ro ne anunță că... S-a început în Spania, cercetătorii spanioli, nu mai sunt britanicii, ne anunță că sunt pe cale să lanseze un alt tip de vaccin împotriva COVID-19. Mă rog, discuția asta vis-a-vis de un spray nazal pe care îl dai și cumva îl nimicești pe micuț din faza incipientă, el n-apucă să intre, să coboare în plămâni și să înceapă să facă dezastru, că practic ăsta e parcursul, intră în nas și dacă n-apucăm să-l ucidem atunci, își continuă parcursul și face mizerii în funcție de imunitatea fiecăruia și de cum vrea el să facă. Ca orice virus de altfel. Bun, deci cercetătorii spanioli sunt pe calea de a realiza un vaccin sub formă de spray nazal care ar putea asigura protecție împotriva coronavirusului. Aceștia sunt de părere că pentru o imunitate și mai puternică în fața virusului este nevoie de a doua generație de vaccinuri din această categorie făcând parte și acest spray nazal. Vom vedea, cu siguranță vom afla când lucrurile vor fi oficiale și din punctul de vedere medical și din punctul de vedere al Organizației Mondiale a Sănătății, că bănuiesc că de acolo vor porni informările și avizele și așa mai departe. Important de știut că, uite, se întâmplă pe lângă povestea asta cu vaccinul care, Doamne ajută, uite, a ieșit într-o doză, în trei, în una, oricum a ieșit, să ne gândim deja la a doua generație, așa cum spuneau și specialiștii spanioli, deja la o a doua generație de spray-uri vaccinului împotriva carcalacului.
Revenind la planeta noastră și pe România, fratele meu, că, deci aceasta este o știre bioritică, bă, băiatule. Practic, evz.ro ne anunță că este un aliment care ne protejează de COVID. Zim că este usturoiul. Nu, nu. Băutura. Nu cred. Da, și e logic. Pentru că acolo se întâmplă niște e un proces de fermentare și atunci știm noi foarte clar că asta cu procesul de fermentare și cu știi că și ăla de ei, când iei antibiotic... Iei probiotic. Probiotic. Cumva e același lucru, știi? Practic, în procesul de fermentare, flora intestinală, vezi cum revenim tot acolo, că de la burtă, adică de la burtă, de la... Dragostea trece prin stomac. Dragostea și sănătatea, uite că trece prin stomac, pentru că se pare că centrul sistemului nostru imunitar, de fapt, e acolo, în stomac, unde se întâmplă niște bacterii, nu știu, eu să vă zic prea mult, o să chemăm un medic să ne povestească, că mă fac de mare rușine în dimineața asta și zice lumea că nu sunt informat. Ce vă pot spune este de la evz.ro, că citesc sursa și atunci ei sunt de vină, nu eu? Lista, doar că ei ne dau informații verificate. Lista cu alimente pe care trebuie să le includem în meniul zilnic pentru a face față virusului, pe lângă aceste murături de care vă spuneam că protejează bună oară și de fapt ajută sistemul imunitar, că despre asta e vorba, mai avem așa, carne, pește, ouă și brânzeturi, pentru că noi, alimentația, trebuie să ne concentrăm pe un aport suficient de vitaminele A, D, C, E, dar și de minerale ca zinc și seleniu. Deci, practic, de acum încolo avem așa în cap ce mănânc eu astăzi, nu ca să fiu slabă, ca să fiu cu pătrățele, ce mănânc eu astăzi ca să fiu sănătoasă. De fapt, asta e abordarea corectă, așa ar trebui să fie. Și știm că pentru carcalac sau împotriva lui, mai bine spus, mâncăm carne, pește, ouă. Ce ne dă văcuța nouă? Știi? Lapte, brânză, carne? Nu, ouă. Că era vorba aceea. Așa, așa. Ce nu lăsăm la noi carcalacul să crească? Nu crească carcalacul dacă le mâncăm pastea. Eu, să știi că sunt de acord, sunt foarte fericită, face mama niște castraveciori murați de mama, acum. Și chiar e perioada aceea. Machecosa, gustosa. Tu, la tine în zona există ardei aceia umpluți cu zarzavat, băgați la murat? Cu varză roșie. Cu varză, cu pătrunjel. Cu pătrunjel și cu... Cu un pic de țelină, un pic de morcov. Există, da? Mâncăm și cu conopidă. Și cu conopidă. Și la tine în familie face cineva, că la mine nu s-a milostivit nimeni. Tosul eu și cu mama. Bine, te rog, îmi dai și mie doi de Crăciun, că eu atunci îmi place să-i mănânc cu... De Crăciun. Cărniță din aia, da. Fumată și cu oligă. Da. Uh-huh. Nu ne e foame nici azi. Nici azi. Deci am stabilit. Eu scânt, tu mi-aduci ardei murați. A, umpluți. Deci nu cânti pe gratis. Nu, doar ce credeai. Te iubesc condiționat de murături. Vezi cum te-am prins că mă iubești condiționat de murături? Ce frumos, de poetic, bă, băie. Mergem mai departe să revenim pe plantație, căci aceasta este realitatea în care trăim și de o dăm cu nasul în realitate, de ne ferească Dumnezeu. Vorbeam ieri mai departe, mai târziu, mai devreme ieri, că s-a făcut frig, că, aoleo, cum ne dârdăie nouă dinții, cum ne dârdăie și anume dinții. Pentru că am fost la stomatolog și ne permitem să ne dârdie dinții, că avem o dantură sănătoasă și nu o stricăm. Libertatea.ro ne anunță, pe de altă parte, că legea consumatorului vulnerabil, care prevede ajutor pentru căldură și curent, a fost adoptată de când se aplică. Deci, practic, guvernul a organizat frumoasă lege și frumoasă antamare cu gândul la persoanele care sunt mai puțin happy, din fericire, din punct de vedere financiar și atunci, cumva, în întâmpinarea acestor prețuri care se vor simți a fi mai mari de luna viitoare, eu toată lumea am primit informare pe acea aplicație, pe cea că s-a scumpit, există categorii de persoane care vor putea beneficia de acest ajutor de la stat. Intrăm pe libertatea.ro și aflăm exact care sunt vreo 4 categorii de persoane. Intrăm pe libertate, așa aflăm, știm foarte clar că această lege intră în vigoare de la 1 și anume noiembrie. Asta este o veste foarte bună, da. Și înțeleg că Libertatea ne mai informează de ceva în această dimineață. Am auzit că e ceva cu 2022, da. Deja ne pregătim, deja ne pregătim, începem, doar că începem anul școlar acesta și deja știm când vom da examenele anul viitor din același an școlar, pe de altă. Deci, cumva, libertatea.ro ne pregătește sau îi pregătește pe viitorii absolvenți de clasa a 8-a
și lansează publică exact care va fi calendarul evaluării naționale din 2022. La fel intrăm pe libertatea.ro și aflăm. Știm foarte clar că povestea frumoasă începe pe 30 mai cu înscrierea la evaluarea națională și se termină pe 30 iunie 2022 cu afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor ce vor veni. Intrăm pe Libertatea și vedem exact 14 iunie, 16 iunie, 17 iunie sunt zilele în care se vor da probele efectiv. Restul sunt din astea de birocrație pe care nu, de care nu putem să scăpăm nici măcar la evaluare națională, căci noi așa n-am fi stat. Eu zic că ne încadrăm așa, perfect în această dimineață. Perfect. Mai trag așa cu ochiul un pic să vedem că nu știu pădăros că sunt și o bătrână. Ultima. Și foaie. Vă dați seama, dragi telespectatori, mai am un pic să mai am pun cască de aia să-mi zică și producătorul nostru minunat Aura. Mulțumim să ne zică, să-mi zică ce am de vorbit. Că eu nu mai, pe toate părțile și eu tot mă mai uit. Lasă că nu zice ce ai de vorbit, îți zice cât mai ai. 2 minute. De 2 minute. A, păi da, avem cu... timp, avem. Noi. Hai, m-a scos în oraș asta. Mică mi-a dat 2 minute, cușcă. Acuș în astea 2 minute, despre ce să vorbim? Deci am vorbit de carcalac. Am vorbit. Am vorbit despre murături, am vorbit despre murături, am vorbit. Mi-a promis asta mică că mâine încântă și eu peste 2 luni aduc murături. E bun. Am scăpat practic și de pomul de Crăciun, că dacă îi aduc murături la pomul, se consideră că eu și plătesc că îmi cântă pentru că mă iubește condiționat. Și e și un cadou. Și e și un cadou de Moș Crăciun. Bun. Am vorbit de copii, vorbim și de angajați, de salariați. Și de aceste schimbări pe care le-a adus această pandemie și această nouă formă de lucru. A fost povestea asta cu lucru de acasă, o chestie care în România era departe de a putea fi aplicată dacă am fi plănuit-o înainte de pandemie. Era, nu, hai să mergem cu cartela, hai să dăm, hai să nu știu ce. Iată că acum angajatul român pare că s-a trezit într-un fel, a descoperit că e la fel de, poate fi la fel de productiv și la loc, și acasă, așa cum e la locul de muncă. Ba chiar unii dintre ei au spus că poate că au lucrat mai mult acasă decât ar fi lucrat la birou. Și atunci, pe lângă, știți că erau chestiile alea de acum, nu mai e atât de important salariul, particula cash sau financiară a salariului. Atunci când un angajat se duce să se angajeze, dă. Așa, are altele în vedere, programul, beneficiile financiare, asigurările, nu știu ce. E, se pare că această formă de lucru în remote, așa cum ne place nouă să-i spunem la televizor, va deveni unul dintre principalii factori în a bifa sau a nu bifa un loc de muncă, știi? Adică, practic, cred că am spus în multe cuvinte o chestie foarte simplă, dar mi-a zis că am timp și mie îmi place să vorbesc la televizor. 33 dintre participanții la studiu au declarat că au lucrat mai multe ore în perioada pandemiei de acasă. Potrivit datelor furnizate de studiu, munca de acasă, pe vremuri, nu era o metodă de lucru utilizată în România, exact ce spuneam și eu, doar că acum 54% și-au modificat programul clasic de lucru în diferite forme și au, deci mai mult de jumătate, și au spus că au îmbrățișat fericiți lucrul de acasă, dacă acesta va fi posibil, și că vor face în așa fel încât să fie posibil. Foarte frumos, ne-am încadrat la fix, îți mulțumesc că ai venit în dimineața asta, ne vedem mâine dimineață, da. Și îți mai dau o ultimă abreviere, dacă ai auzit WFH, înseamnă Work From Home. Eu nu știu ce înseamnă asta, că eu sunt work from here. Și altfel nu s-ar putea acum. Doamne, iartă-mă. Și ne revedem mâine dimineață. Dezbatem mai multe lucruri. O să luăm o scurtă pauză și revenim și vă învățăm cum să vă îmbrăcați în cazul în care la școală nu vi se oferă uniformă și n-aveți nicio idee dimineața.